Prețul căldurii la populație nu va mai fi majorat, cel puțin până după alegerile locale. Comisia Economică și cea juridică din cadrul legislativului local, întrunite joi în ședință, au luat act de precizările edilului șef, care și-a manifestat dorința de a retrage propunerea de majorare a prețului de la 170 la 265 de lei pe gigacalorie. Asta înseamnă că mâine, în ședința ordinară, se va vota pentru păstrarea aceluiași preț de facturare, cel puțin până în toamna acestui an, urmând ca autoritatea locală să găsească soluții pentru acoperirea subvenției de preț pe care guvernul nu o mai plătește. Se pare că pentru primele luni ale anului, primăria ar avea cu ce să acopere aceste costuri estimate la peste 20 de miliarde de lei, sumă echivalentă cu banii alocați direct în contul școlilor de către Ministerul Educației pentru acoperirea cheltuielilor curente și care până acum erau alocați de la bugetul local. Pentru restul sumei necesară menținerea aceluiași preț și partea a doua anului, edilul pășcănean a recomandat reducerea prețului de producție la regie. În același context, primarul Grigore Crăciunescu s-a ferit să recunoască că el a fost singurul care a solicitat insistent majorarea prețului la căldură. Pentru a ieși cu fața curată, edilul pășcănean a găsit pe cine să dea vina. Este vorba chiar de noua directoare economică, Angela Labonțu, cea care, în opinia primarului, ar fi determinat să facă astfel de propunere pe motiv că nu sunt bani suficienți la bugetul local. Doamna directoare, am înțeles că ați cerut un preț de majorare? Nu. Nu. Să-l doar știi, v-am fost prezentat 5 variante. Ați cerut un preț de majorare? Regia, reageriul Pașcar, a venit la cabinetul primarului și ne-au propus 3 variante de preț, pentru că reageriul nu are prețul stabilit de 2012. Ne-au făcut cele 5 propuneri pentru variantele posibile. Eu, întrucât reageriul nu poate iniția proiecte, eu contemnez și inițiez aceste proiecte prezentate de reageriul. Din cele 5 variante, eu am cerut punctul de vedere de la Direcția Economică, respectiv Serviciul de Finanțe, care variantă este sustenabilă, în funcție de posibilitățile Consiliului bugetului pe care îl avem pe acest an. Acea sumă mi-a fost propusă de directorul economic. Asta este situația. Acest proiect, pentru că eu trebuie să țin cont de cerința reageriului care are nevoie de preț, trebuie să țin cont de părerea directorului economic de Serviciul Bugetului Finanțe de posibilitatea de Consiliu. Asta este o parte cu care ține de proiect. Deci aceste proiecte nu le scrie primarul Crăciunescu. Am înțeles. Eu am spus vie că mențin, revin pe ideea de a ne menține același preț la agentul termic de 170 de lei, 169 de lei acolo, și să găsim posibilități la regie, dacă mai sunt de unde, să mai scădem din dreptul gigacalorie, iar la mine, la buget, la contabilitate, am cerut să găsească surse sau resurse ca să facem buget pe o variantă de 170. Rămâne ca în plen Consiliul Local să decidă care este soluția după expunerea de motive sau după prezentarea de către reageriul a punctului de vedere care e simplu, ne trebuie prețul, dumneavoastră, și a doamnei director economic care spune bugetul primăriei poate atât, eu am cerut să găsească resurse. Deci asta este punctul meu de vedere. Deci eu personal susțin să mențin același preț, să găsim resurse fie în buget, fie reageriul, dacă mai poate reduce ceva din prețul de cost, să zicem măcar pentru astea 3 luni, jumătate de an, să vedem ce se va întâmpla la vară. Sau pe tot anul. Deci noi votăm cum? În Consiliu? Cum asta vezi vota? Edilul șef al municipiului Pașcani încearcă să repare o greșeală administrativă, dând vina pe alții ca de obicei. Din cauza faptului că în hotărârea privind taxele și impozitele locale pe acest an nu au fost cuprinse și taxele speciale pentru căsătorie, proiect inițiat chiar de primar, în prezent nu se mai pot oficia căsătorii la starea civilă decât în cursul săptămânii, nu și în weekend. Este vorba despre 60 de lei sâmbătă dimineață și 80 de lei după ora 12, precum și 10 lei pentru ziua de duminică. Din aceste sume, jumătate era venit la
bugetul local și jumătate era împărțit între cei trei funcționari care oficiau căsătorii ca venit suplimentar față de salariu. În conferința de presă organizată ieri, primarul Crăciunescu și-a manifestat uimirea de faptul că cineva din primărie a spus preste acest lucru, lăsând impresia că informația ar fi falsă. Apoi a precizat ziariștilor că va face un amendament pentru modificarea hotărârii privind taxele și impozitele locale, așa încât să fie incluse și taxele speciale pentru starea civilă. A apărut în presă un comunicat, nu știu cine l-a dat, l-ați preluat probabil așa cum vi s-a comunicat, că sâmbătă și duminica nu se vor oficia căsătorii la starea civilă. Nu, se vor oficia ca și până acum. Problema este că probabil cineva din interior această taxă, pentru că e zi liberă, sâmbătă și duminică, peste tot, la toate primările, se percepe o taxă. E, noi n-am prins-o în taxele din luna, pentru anul ăsta, în iunie, când am făcut anul trecut. Vom face un amendament pe această temă la Comisia Economică și sper Consiliul Local să fie de acord, pentru că ar trebui să le dau liber dublu ca număr de ore, dar peste tot se procedează în felul ăsta. Deci este o taxă de oficierea stării civile în ziua de sâmbătă și duminică. Așadar, după ședința de vineri, căsătoriile vor fi posibile și în weekend la Pașcani. Mai multe ele ar putea fi organizate și în alte locuri decât primăriile, cum ar fi grădini botanice, muzee, parcuri, potrivit unui amendament la legea privind actelor de stare civilă depus la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Amendamentul care modifică astfel legea 119/1996 privind actele de stare civilă a fost propus de deputatul PC Bogdan Ciucă. Potrivit amendamentului, căsătoria se poate oficia în astfel de locuri dacă primarul aprobă o cerere în acest sens, care motivează solicitarea, și dacă ofițerul stării civile este disponibil, au decis marți deputații juriști. Menționăm că tot în ședința programată vineri 27 ianuarie, hotărârea privind taxele și impozitele locale pentru anul în curs va suferi și alte modificări. Este vorba despre impozitele pentru mijloacele de transport, care urmează să fie majorate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, conform prevederilor legale. În prima conferință de presă din acest an, edilul pășcănean și-a anunțat prioritățile, două la număr, prima dintre ele fiind un obiectiv extrem de important pentru comunitate, dar care în aproape 4 ani de mandat nici măcar nu a fost pus pe hârtie. Este vorba despre amenajarea unui nou cimitir undeva în zona Fântânele. Primarul susține că până acum a întâmpinat probleme în ceea ce privește calea de acces și că drumul spre cimitir, printr-o altă locație, ar fi prea lung. Totuși, el a povestit ziariștilor că o soluție pentru deblocarea situației ar fi amenajarea unui cimitir privat de către un eventual investitor. O afacere profitabilă pentru un privat, nu pentru municipalitate, dacă investiția nu va fi realizată din bani publici. Primarul a dat și un exemplu. Cimitirul privat al creștinilor ortodoxi pe stil vechi, amenajate din surse proprii de familia Ilășoaia. Acele demersuri pe care le-am făcut, uite, aproape de 3 ani și jumătate, nu s-au finalizat, pentru că cel pe care noi am vrut să-l expropiem, să luăm acea bucată de pământ, să facem deschiderea la cimitir, a dat în judecată, instanța a constatat că toată documentația nu este corectă și s-a anulat acea expropiere. A trebuit să o luăm de la capăt. În Pașcani s-a înființat, nu știu dacă știți, dar probabil știți, anul trecut, un cimitir particular făcut de cineva, familia Ilișoaia, dacă nu greșesc, Ilășoaia, la biserica pe stil vechi. Eu, unul, dacă aș găsi un investitor să facă un asemenea cimitir cu tot ce trebuie, capelă, casă praznicală, punct de lucru pentru muncitori, punct prefunebri, deci cineva care să-i preia o problemă de o asemenea învergură foarte importantă, pentru că se plătește ori în dreapta, ori în stânga, și de asta m-aș bucura. La primărie acum am cerut să ne pună un miliard și ceva pentru cimitir, să încercăm să-l îngrădim. Noi să facem accesul pe partea cealaltă, înseamnă un pic de drum. Dacă nu intrăm pe Grigorie Ureche aici la intrare pe stradă și trebuie să mergem roată, e un pic de mers, dar, mă rog, fiind ultimul drum, nu știu dacă e lung sau scurt. Spun că sunt deschis la orice propunere. Problema este următoarea. M-am interesat, sunt niște condiții pentru ca să se aprobe și eu am înțeles că trebuie acordul mitropoliei, trebuie acordul, nu știu, și de la protopopiatul nostru, plus, bineînțeles, obligatorie, aprobare în Consiliul Local și așa mai departe, sau certificatul de urbanism, o să văd ce și cum, dar vă spun că asta este o problemă foarte, foarte importantă a municipiului Pașcani.
Cel de-al doilea mare obiectiv este implementarea planului de dezvoltare a zonei vale aflat în stadiu de atribuire a lucrărilor de execuție. Și în acest caz, edilul șef a făcut o dezvăluire importantă. Cele aproape 6 milioane de euro vor fi împărțite nu în urma unor licitații, ci pe bază de selecție de oferte, așa cum au fost executate majoritatea investițiilor de până acum. Planul integrat de dezvoltare. Suntem în faza de licitație. Până la sfârșitul acestei luni vom termina și vom pune pe SEAP pentru a face o selecție de oferte, asta e legislația, pentru că fiecare proiect nu depășește 3 milioane sau 4 milioane, se face selecție de oferte. Sigur, cu comunicare în PSAP, tot ce trebuie, dar nu se face licitație pe vechiul sistem, sumele sunt mai mari pentru licitații deschise. Deci... Primarul pășcănean Grigore Crăciunescu nu contenește să ne surprindă cu declarațiile sale publice. Supărat că a fost criticat de TV Bit pe motiv că deplasarea cu avionul la mitingul de la București a fost decontată din banii publici, edilul pășcănean a reacționat în stilul lui caracteristic. Chiar în cadrul unei conferințe de presă, el a spus ziariștilor că deplasarea lui nu ar fi trebuit să fie interpretată și criticată, deoarece pășcănenii au ales un primar liberal. Și este normal ca această deplasare să fie achitată din bugetul primăriei. Mai mult, el a motivat că în ziua respectivă ar fi fost invitat la o întâlnire cu ministrul Elena Udrea, cea care a doua zi s-a deplasat într-o vizită oficială la Iași. Întrebată dacă a discutat cu Udrea, primarul pășcănean a recunoscut că întâlnirea nu a mai avut loc fără să dea vreo explicație. În schimb, același edil a făcut o comparație stupefiantă. Deplasarea sa la meeting, pe banii pășcănenilor, ar fi asemănătoare cu nota de plată pentru consumul de curent electric folosit la iluminatul sălii în timpul conferinței de presă. Pe ideea că am cheltuit banii pășcănenilor mergând la meeting la București. Da, pășcănenii m-au ales primar, sunt membru a Partidului Național Liberal și așa cum fac toți primarii din țara asta, câți socialdemocrați, câți liberali, câți pe Partidul Democrat Liberal, atunci când sunt manifestări organizate de acel partid, oamenii se duc acolo. Pentru că asta e datoria lor. Deci eu nu sunt un primar independent să stau acasă. Eu aparțin unei echipe și unui partid care la ora actuală se află în opoziție. Că aici am vrut să mă întâlnesc la București cu doamna ministru Udrea. Scrie pe el domnului primar Grigore Crăciunescu. Asta e data asta. Dar indiferent ce a fi, când partidul mă va chema să facem manifestări, mă voi duce. Că sunt primar politic. De asta aș dori să fiți corecți. Iar aici este invitația în care pe data de când a fost 19 ianuarie, la ora 18, 17, i-am fost invitat la Palatul Parlamentului, la o întâlnire pe care doamna Udrea a organizat-o acolo, în ideea că, în urma vizitelor mele la București, și v-am comunicat acest lucru, suntem la Compania Națională de Investiții, cu Căminul Cultural de la Lunca, pe lista de investiții. Dar problema este, ne dă sau nu ne dă bani? Singura soluție, băi, și eu, măi, dacă e o întâlnire, eu știu, poate o prind într-un loc, ciocnesc un pahar cu ea, doamna ministru, uite, suntem și noi acolo.